Nu vorbesc de stată pe scenă, că înțeleg că aia ți anulează dorința, dar dorința să spui lucruri. N-am avut-o nici când făceam stand-up. Asta este. N-am auzit niciodată un om mai sincer. Bă, am reușit să-mi comand iPad-ul în pula mea. Știți ce a fost problema? Fiecare dată când vorbim despre comandat, o să vă mai aduc aminte că mie încă nu mi-a venit. Nu ți-or venit alea, nu ți-or venit alea. Dar nici nu au cum să vină, pentru că s-a descoperit un malware care stă agățat pe browser. Așa. Și în clipa în care tu comanzi de la Amazon, da, nu de la Amazon, îți preia datele comenzii și după aia intră și modifică adresa de livrare. Și zic că asta s-a întâmplat la mine de fiecare dată și era malware ăsta în cookies, în browser. Ok, that's new. Also smart. Da. Deci că nu face nimic cu comanda. Tu plasezi comanda, stă acolo și după aia la un moment dat intră, că știe parola, schimba adresa de livrare și gata. Dar explică-mi atunci de ce s-a dispărut comanda. Pentru că ei ori detectat, seama, probabil, ori detectat acest movement și când se întâmplă chestia asta, șterg datele cardurilor și șterg comanda ca să nu se mai ducă către terțe persoane. Okay. Și după aia zice ție că you have to recover your account, că ți-l blochează și ție, ți-l suspendă ca să-ți faci tu recovery pe el. Și eu folosind același browser, făceam recovery pe account, ăla citea în continuare parola și să activa după ce plasam comanda. Eu am pățit, după ce ai zis tu, am o comandă făcută de... Și ți-o șters-o? Mi-a dispărut, dar mi-a venit pachetul. E la poștă. Gol. N-am ajuns să-l iau, că am fost să-l iau și era o coadă de 30 de oameni. Da, e 20 ceva de lire, nu știu cât era. Da, ai plătit comanda? Da. Și ți-o lua banii? Deci a fost procesată cumva. A stat multă vreme neprocesată că nu aveau produsul și mai primeam din când în când mail că comanda e încă căutăm produsul și că poți să anulezi când vrei, dar încă îl căutăm. Și dacă o lași o să-l căutăm și când e gata îl trimitem. Și pe urmă n-am mai primit nimica și pe urmă am primit că e trimis, cred, și nu mai știam ce e, că nu zice ce e. Mi-a zis că e doar trimis pachetul și am intrat, am dat click pe el să intru și nu mai era. Și mi-am adus și aminte că mi-am comandat. Știi că și ale mele portocalii, da, bureți, care se stricaseră. Nu, le-am mai comandat o pereche. A, sunt foarte mișto alea. Da, dar să buliseră, că erau de proaste ce erau, s-au stricat, nu mai mergeau. Și mi-am luat o altă pereche. Și nu mai știam ce e. Mi se pare, așa de seama că e un produs bun. Când se strică că sunt proaste, de proaste ce erau, s-au stricat și îți mai iei unul. Da, da, da. Și nice. Nu mai apare în comandă, nici când dau click pe linkul din mail care îmi zice, uite să verifici comanda, nu mai dau apare click, nimic. Mă duce în Amazon și nu am n-am nimica, nicio referință. Nu știu. Zi. Da, nimic. E prea târziu. Nu știu, dar... Pentru gluma mea proastă, că așa fac eu cu femeile. E, da, nu da. Merge, se strică, dar tot mai și e una. Și ce e alta. La fel. Da. Eu am vorbit cu acel consultant, un sârb, se pare că este angajat la ei, și mi-a zis ăla ce să fac, să dau ăsta și să intru cu alt browser. O zic că, bă, ștergeți întâi cookies din Chrome, dar just for safety... Folosește și alt browser să vedem ce se întâmplă. Și am folosit alt browser și a mers comanda. Și nu a fost nicio treabă. Dar n-am mai intrat cu browserul meu, cu Google Chrome-ul, să verific Amazon-ul. Înțelegi? Mm-hmm. Am intrat doar cu aplicația lor. Dubios. Da. Dar faza a fost că i-am spus omului, zic, bro, da, să știi că eu am nevoie, eu vreau de la voi să-mi dați discount, pentru că, man, ne chinuim cu asta de vreo... De 5 ori am sunat. Am stat de fiecare dată o oră. Zic, tu ești primul consultant de la care aud că există această posibilitate să fie browserul de vină. Restul meu zic că e illegal activity. Illegal activity? Cum illegal activity? Ce fel de illegal activity? Deci e atât de anulat că mi-au anulat contul de Kindle. Deci l-o șters tot, s-o șters și contul de Kindle. Și nu se mai poate face niciodată nimic. Deci forever and forever ăla e mort în Amazon. Păi și tot ce ți-ai cumpărat pe contul ăla? Ce se întâmplă? S-a pierdut? Nu știu. Ți-ai cumpărat chestii? Ai cărți cumpărate pe Kindle pe, da, contul ăla? Mm-hmm.
Dar nu mi s-o citesc de pe Kindle, nu știu un Audible ce se întâmplă. Probabil dacă te deloghezi la un moment dat. Da. Sau schimbi telefonul. Mi-am băgat alt account pe Kindle ca să pot să-l folosesc și au rămas cărțile de acolo. Ah, ok. That's interesting. Ok, da. Apropo de achiziții, ce o să-ți placă, Sorin? Asta mi-am luat de curând, tocmai ce mi-a venit acum. Cutii. Odată. Ah, da, știu. Bă, dar eu mi-au din astea. Eu mi-au din astea de la bucățica. Și 200 de bucăți sau câte să aici, nu știu câte. 100 de bucăți. Ce mișto, bă. Și astea cât au fost? Foarte puțin, nu zic, câțiva zeci de lei. Deci când îți iei, de ce nu mi-ai și mie? Deci nu l-am luat de pe Amazon, l-am luat de la Connectica. Ah, de la Connectica? Oh, nice, nice. Vai, ce mișto sunt astea. Da. Da, da, da. Și abia aștept să am o zi aici să vin și să organizez cabluri, așa mă bucur. Eu de astea mi-au de la, cred că de la Tesa. Stai să zic, da, știu. Să zic pentru oamenii care nu știu ce sunt. Astea sunt, aici sunt organizatoare de astea de cabluri cu arici, care sunt pe bucăți. Velcro, da, organizatoare cu velcro. Câte una așa, dacă reușești să scot de aici. Da, și le prinzi și îți legi cablurile toate mișto, da, și stau ca toate. Ca să-ți legi cablurile, da. Și alaltă e tot arici, dar e cu autocolant ca asta să le prinde pe sub... De regulă, ăsta de regulă se folosește pentru... Adică așa l-am văzut eu folosit pentru diverse periferice lipite pe laptop. Spre exemplu, dacă ai un hard disk, ți-l lipești pe... Îți pui un velcro din ăsta și după aia lipești hardul pe el și stă hard disk-ul conectat pe laptop, că atunci când te și prindi dintr-o cameră... Și poți să-l dai jos dacă îl bagi în ghiozdan sau ceva. Da, și îl dai jos dacă pleci. Da, eu l-am luat ca să... bine se lipește asta. Bă, nu știu. Ăsta nu știu, dar ăla de la Tesa e da, mega blan. Da. Deci mega blan. Ăla dai bandă de asta de lipit orice, da, scoci orice așa, da. Tesa este suprem. Bă, băiatul ăla de la Tesa, poți să scoți puncte negre cu ele, nu știu dacă știi. Le pui pe nas, le lași un pic și după aia când le tragi afară îți scoate cu tot cu puncte negre și un pic de piele. Da, foarte tare. Și astea sunt foarte utile, în caz că ești gol, îți lipești pe tine și în loc să ai buzunare, doar lipești telefonul pe tine, e foarte, foarte mișto. Mai ales dacă merge la plajă. O să vedea ce partea se vadă. Poate fac un zoom aici. Dar ideea e că asta, vreau să zic, că abia aștept să am o zi, vin aici și stau și îmi prind cablu și mă bucur asta pe mine. Da, eu știu, știu. Înțelegi, știu că înțeleg, da. Că de-aia am zis să vorbesc un pic de el. Eu am o masă de birou care a ajuns depozitul chestiilor care nu-și găsesc locul în casă. Și tot vânez un pic de timp să mă apuc de colțul ăla, că este un colț care mi-a plăcea foarte mult. Mi l-am făcut în dressing, la mine în apartament e un dressing super mare dintr-un capăt în altul a apartamentului și în mijlocul unui dressing am scos totul afară din dulap și am băgat o masă care intra perfect și am un fel de masă la care pot să stau și sunt sufragerie, dar cumva dacă închid nu se vede zona aia de birou. Da. Și era foarte mișto și acum azi numai așa, cabluri, pungi cu baterii stricate, că nu le-am dus să le, că eu le tot strâng, știi? Și încă nu le-am dus și este oribil, oribil. Asta e ca să încheiem, nu e Tesa, este chiar marca Velcro. Velcro? Da. S-ar putea să fie și ăștia buni. Bă, până la urmă știi ce cred? Că Tesa nu trebuie să le producă ei. E o aceeași fabrică probabil care... Trebuie să sune și să zică, mie folosiți cel mai tare lipici cu cel mai tare Velcro. Scriem Tesa pe el, tu n-ai voie să vinzi cel mai tare, așa că eu îl cumpăr și tu faci un pic mai slab, dacă vrei, și zici altfel. Da, mai am câte o bucurie, că mai vine câte un pachet din ăsta de la vreun Brico de post sau de demand sau de unde mai vine, cu o cutie cu multe feluri de scociuri. Mie toate astea, bandă de aia de mascare de toate culorile, știi că am de acolo și de aia portocalie și tot felul. Asta am făcut eu ultima oară când am fost la Dedeman, m-am băgat pe la scociuri și mi-am luat și eu așa bandă din aia mai îngustă, bandă mai lată, bandă neagră, din aia strong, pentru că mi-am recompletat, dublu adeziv de două feluri, pentru că nu se potrivește de fiecare dată același dublu adeziv și mi-am mai luat, că restul le mai aveam niște bucăți acasă. Da, am fost la sală săptămâna trecută și era un elastic prins pe banchetă. Am sărit de la una la alta, am zis că dacă tot... Tu ai ceva ce ți-ai luat? Vrei să vorbești despre scociuri? Nu. Zici dacă vrei. Nu. Am fost la sală și aveau un elastic pe banchetă, sus. Și nimeni nu știa ce căcat e cu elasticul ăla, de ce ori pus elastic. Până m-am zis, bă, se bagă prosopul acolo ca să nu-ți cadă prosopul când îl pui, știi, de multe ori când pui prosopul, de multe ori cade la sală. Și ăștia au fost foarte smart, au pus un elastic sus ca să poți să bagi prosopul pe acolo ca să se atârne peste bancă.
Și a fost așa, știu că am fost cu prieteni și a fost, oh, a avut așa o mică explozie în cap. Voi cu ce vă lăudați astăzi? Eu mi-am cumpărat, început să-mi tot cumpăr mult stand-up pe discuri. Ce discuri? Și-o luat vinil. Pick-up, și-o luat vinil. Bine, l-am de mult pick-up-ul. Pick-up-ul? Da. E prost sau e bun? Adică este ceva ce ți-a rămas pe venul Lucio Aușescu luat așa? Sau ți-ai cumpărat? Te-ai cumpărat un... Nou, un Technics. Un Technics, nice. Nu, Technics, aia e și eu greșesc, m-am aruncat. Audio-Technica. Audio-Technica, da. Bun. Că Technics este căștile, la... Da. Technics e la niște... Da, și mi-am luat de asta și îmi place așa. Ascultă la aseară pick-up, stand-up? Aseară m-am așezat în fotoliu, așa, am pus ăla discul și am, cum zice, mi-am făcut narghilea. Ce ai? Ce? Narghilea. Menta. Narghilea, ce discuri ai? Am Steven Wright. Mm. When the leaves blow away. I have a pony. George Carlin, Class Clown. Și ăsta pe care nu l-am ascultat, cum îl cheamă? Lenny American. Nu știu. Adică știu de el, dar nu l-am ascultat. Da. Nici eu nu l-am ascultat pe ăla. Și în ce boxe îți bagi? Ascult în Google Home. Google. Ți l-ai conectat la Bluetooth? Da. Audio-Technica l-ai conectat la Bluetooth? Da. Ai pierdut tot acolo. Tu ai asta este. Mi-am luat vinil, să aud și l-ascult într-o bășină. Bă, se aude frumos, să știi, se aude okay. Frumos, dar nu e ce trebuie menținut. Da, dar e pe muzică, nu se aude bine. Nu e ce trebuie pentru tine, voce... Mi se pare foarte ok. Da. Eu sunt foarte... Și vei să auzi mai bine. Și din nou, cum e tras albumul, da, Lenny Bruce, e tras în 50 sau când e tras ăla? Da, mă, 60. Da. 60. Ceva genul ăsta. Nu mai știu. Da, mă, dar ajută. Eu o să acum că zici, o să-mi iau boxele de la, am la birou, am boxe, două monitoare, două JBL, pe care nu le-am folosit aproape niciodată. Adică sunt acolo, mai dau un pic de muzică în ele. Bă, dar nu sunt mulse, nu știu cum să zic, nu sunt folosite. Și vreau să le duc acasă, pentru că și eu am un pick-up și cred că pe boxe o să sune extraordinar. Numai e o problemă. 1961 e tras. 1961. Okay. Da. Și atunci, adică era topul sculelor de... Dar nu e tras în topul sculelor, e tras în club. Ah, da. Ok. Scuze. Okay. Eu am boxe, dar am un de la de Bluetooth receiver ascuns pe dedesubt. Că n-am boxele pe care am luat, nu le-am luat cu tot cu Bluetooth în ele. Mai am un set în partea altă cu Bluetooth, dar astea fără. Este foarte nice să fie legate și la televizor și la tot acolo. Să meargă direct. Da, direct. Asta este problema. Deci nu înțeleg cum? Cu ce? Am boxele acolo și boxele au mai multe intrări. Și am și televizorul băgat în ele. Boxele albe de lângă televizor. Uh-huh. Când mi-am luat televizor. Nu știu dacă ai văzut. Ce la televizor? Da. Ah. Da, dar l-ai văzut. Când mi-a fost. Da, l-am văzut, da. E mare. Am făcut efectul de mare. Back. Aș tăia. E mare? Da. Aș tăia bucata asta, mi-am luat televizor și aș băga din alt podcast, fix bucata asta și aș reveni înapoi. Știi? Vrei să dau o palmă ca să vezi unde e? Google Chrome, care mi se pare că face legătura între tot. E deja totul, nu știu cum face. Leagă totul. Și între tine și malware-ul de la Amazon. Da. Eu pot să zic lui Google Home să-mi oprească televizorul sau să-mi dea play la ceva pe Netflix sau să-mi dea drumul la aspirator. Adică... Dar nu poți să zici să dea drumul la aspirator. Mă, dacă n-ai robot. Păi robot. Dar nu te punea să dea drumul la... Eu am amicul ăsta din Franța cu care lucram, programator, care are super automatizat totul. El e pe iOS și cu Alexa. Și este efectiv și jaluzelele și tot. El doar zice și s-a... Eu deja am enumerat tot ce poate să facă. Da. Pare că mai am. Da. Dar am terminat de enumerat. Cam atâta. Și odată, una din ele am și mințit. Deci asta este... Și lași spațiu să creadă că ar mai fi, dar nu.
Asta era trist, că a avut 2-3 zile în care s-a făcut nu știu ce software update și nu se mai potrivea una cu alta, cu ce mai avea el prin casă automatizat și trebuia să ducă ca animalul să apese un buton ca să-i să închidă jaluzelele, că era prea lumină sau... Deci efectiv doar din el doar vorbește prin casă, acolo e. Deci, adică se poate la nivelul ăsta dacă vrei. Dar și da, asta se putea Google din anii acum. 90, mă, erau, dar erau super scumpe în anii 90. Dar se făceau. Da, mă, dar eu zic că asta e controlat tot dintr-o singură, adică da. La fel, și aspirator și cuptor și nice. Până la mea le face pe toate. Nu, nice. Cuptor nu. Ala, nu nicio, dacă nicio cuptor, nu știu să dau drum. Na, bar n-am. Friteză. Când eram mic și eu m-am gândit că mi-ar plăcea să fie așa. Toți ne-am gândit și eu îmi visam că poți să că vedeai pe-n filme. Da. Dar acum mi-e prea lene să stau să... Adică aștept o soluție mai integrată. Mi-e prea lene să mă apuc să văd care cu care e... Știi tu ce trebuie să fac? Compatibile. Să... Nu am încercat, nu. Cred că păi cea mai, nu, cea dar mai... la mine scopul ar fi doar să automatizez, adică n-ar fi să-mi fie viața mai ușoară. Ar fi da, și procesul în sine de automatizare. Sine, da. E fun. Dar parcă, adică parcă e bașca și... că după aia poți să profit, că e automatizat totul. Dar parcă nici nu se justifică în... Așa, parcă vine să iei proiectul de la zero, parcă vine să faci o casă ca să faci toate automatizările aia, nu? Parcă nu se justifică așa, într-un apartament gata făcut, da. Tai cablul, da. Bagi, ascunde-le pe pat, cablu, până, ai, leu, am uitat să punem ăsta. Să nu mai să fie wireless. Da, dar tot îți mai... trebuie aliment. Când vine vorba de alimentare, la jaluzele, spre exemplu, trebuie să... Nu mai, sunt cu baterii, știi? Da, mă, dar și cât sunt nebaterea? După aia mă duc cu scară o dată pe lună și le schimb sau ce? Nu, dar mai mult, vreo 6 luni, nu știu cât. E un device foarte smart ăsta care se plimbă pe șină, sus. Și vreo... Da, eu am din alea care se ridică. E, dacă nu se ridică, nici nu-mi trebuie, mă, deci... Nu, nu ăla e, ce zice, e gen trage draperia, știi? Păi și o trage și atât, dar nu poți să o fac la unghi. Să zici, bă, uite cum e tu aici. Dăm 75 de grade în astea să se întoarcă. Păi bănuiesc că nu consumă mult mai multă baterie ăla care întoarce decât ăla care se plimbă. Ar trebui să poată. N-am văzut la duș. A, e o chestie, știu, să agață pe ceva și să duce și singur. Și să plimbă a, singur, da. Știu, aia. E ca un clopoțel așa, cu atârnă și trage după ea. Da, am înțeles. Da, da, nu știu ce să zic. Dar mi-ai dat acum un pic de film cu... pick-up-ul ăla. De ce? Adică o să-mi duc boxele să stau viitoare acasă, vreau să ascult și eu cum sună pick-up-ul ăla la boxele alea. Și am un pick-up cu o doză foarte mișto. Da, că mi-are, știi care, trebuie să vin într-o zi să vezi. Și magnetofon și... Da. Da, astăzi când am venit încoace, am trecut cu mașina peste ego-ul unui om. Era la semafor și era într-un Hyundai Tucson nou, cred că era Tucson și s-a făcut verde și eu ăla, cred că stăteam, nu știu ce făcea, și am trecut pe lângă el și era o groapă că n-au, o plouat și a sărit apă peste parbrizul lui și eu am continuat să merg și la viitorul semafor m-a depășit ca să nu mă lase, ca să fie în fața mea, care și eu sunt prost la din astea. Și eram așa și mașina mea nu era trecută pe sport, era pe drive. Și am dat talpă și nu s-a întâmplat nimic, că e drive. Merge ușor, da, să nu consume. Da. Și am fost futus morții mătii de mașină. Și a ieșit unul din dreapta, a ieșit cu botul un pic mai mult. Și eu n-am putut să trec în fața lui, că n-o tras mașina. Eu am ratat fix alea 0-2 secunde dacă trăgea mașina. În momentul ăla eu scăpam, că n-am... Am frânat ca să poată să treacă muistul așa. Și s-a pus la următorul semafor. Și la următorul semafor am trecut, l-am depășit la următorul semafor. A venit el după aia după mine și la următorul semafor eu eram în fața lui. S-a băgat, bă, o dublă continuă, s-a băgat în fața mea și a pus mașina așa în față. Și prostul și-a dat seama și-a pus mașina așa și-a dat seama că el face dreapta. El nu poate să meargă pe banda în care sunt eu. Și a pus mașina în fața mea, numai să fie în fața mea. Și după aia s-a gândit, bă, eu nu văd semaforul. Cu fața spre stânga sau cum? Fața, deci eu mergeam drept, el m-a oculit prin stânga, s-a băgat așa în fața mea, cu fața spre dreapta. Da. Era așa. Și ăsta prostul nu mai văzut semaforul, că eu eram oricum prea în față. Și ăla o dat cu spatele, o vrut să dea cu spatele, și eu când l-am văzut ce vrea să facă, am luat-o pe lângă. Pentru că s-a făcut verde în momentul în care a băgat el în mașarier.
Și efectiv așa am avut o satisfacție. A fost, da, a fost toți moarte mătii. Dar cred că dacă nu m-ar distra așa în trafic, ar fi tristă viața. E fascinant cum se transformă unii oameni în animale? Da. Da, da, știu. Eu n-am. Eu sunt eu tot timpul când sunt în trafic, sunt la un flash distanță de du-te morții tăi. Atât am trebuie, doar să mi se pară. Mie mi s-a părut că ceva. Acum legat de trafic, acum cred că 2 zile am mers la birou. Și bă, era o aglomerație. Și am ieșit și s-au lovit doi. Amândoi cu, cred că, ba nu, unul avea Kia și unul avea ceva Hyundai mai vechi. Și s-au lovit. Ăla cu Kia avea mașina nouă, o tipă. Și tot zicea lui ăsta, nu știu ce. Și avea avariile puse. Ăla tot mergea în față. Asta tot îl ajungea să punea în paralel. Îi spunea lui ăsta, nu știu ce. Ăsta tot arăta cu mâna când colo, că să tragă pe dreapta acolo. Mai mergea un pic, asta trăgea pe dreapta, ăsta, pe ăsta dorea în pulă, mergea înainte. Și la un moment dat s-a dat jos la din mașină și eu spus, uite, acolo, ne oprim, uite, acolo. Și asta s-a dus cu avariile puse, o trecut de semafor și a plecat, s-a tras pe dreapta. Și ăsta a făcut stânga și a intrat pe străduță. Și aia au mers să-l aștepte pe ăla, cred că a stat câteva minute acolo, că ăla nu mai avea cum să vină, că ăla a fost bătut în pula mea, nu. Da, oameni. Da. Ce să faci? Nu uite așa, nu eu am făcut asta. Eu am fost martor la așa ceva. A, da, da, nu judec pe tine. Dar am învățat foarte bine că dacă vreodată mi se întâmplă ceva și nici nu strag acolo, o să zic, nu tati, aici. Blocăm toată circulația, nu surcă nimeni în mașină de aici. Da. Nu mergem. Las că mai văzut eu de-astea. Da. Zi, Dragoș. E la mare prostul. E la mare, a? Așa zice. Orice să chilească de la muncă. Hmm. Zice orice. Ce ați mai făcut săptămâna asta? Cum merge proiectul? Sergiu, să zică, cu repetițiile, da, eu vreau și să întreb. Noi repetăm în fiecare zi. Astăzi am avut practic prima dată în care am reușit să dăm un șnur ca lumea. Adică să facem cap-coadă cu tot cu partea tehnică și așa. Și merge prost, a? Merge. Avem ce să facem. Deci aveți duminică. Ce repara. E okay. Clar. Nu, eu cred că suntem destul de departe de departe de produsul final. Dar testăm ceva duminică și să vedem. Trebuie să mie testez că, cu oameni. Da. Mie că fiind în general cu invitați și cu apropiați, nu o să fie foarte relevant feedback-ul, că na, sunt conesiori, ca să zic așa, și oameni apropiați care nu zic. Știi? Dar nu trebuie să zici, dar că nu tu o să le zic, simți. Dar nu trebuie să zici, îți dai seama după reacție. Da. Nu trebuie să... Da, nu avem încă un titlu pentru spectacol? Îți dau eu. Voi când vedeți acest podcast, s-a întâmplat deja. Se va fi fost fiind întâmplat ieri, cum ar fi. Cel de test. Avem un final foarte cheesy pe care astăzi l-am făcut cu ei. Hai, lasă-mă. Cheesy de la tine? Iată. Și vom vedea ce vom avea în cele din urmă, dar astăzi. Dar cheesy sună brânzesc. Da. Păi da, da. De ce zice brânzesc? Un final brânzesc. O întrebare bună. Ai idee? Nu știu de unde vine acest cheesy. N-am idee. Nu cunosc. Dar n-am ce să zic altceva. Atâta. O să... Crezi că o fi de la filea de pizza? Care nu-și dau drumul când iei brânza aia, se întinde, că nu vrea să-și dea drumul și cumva ia pizza aia în brațe, când o desparți așa pare că plânge. Pare că mai degrabă m-aș gândi că e că se brânzește laptele, acolo m-aș duce. A, că să ia în brațe? Că e prea, da, e prea vechi, oare, în ideea cheesy? Aia, cheesy, și să, nu știu. Are legătură cu, evident, cu ce ne-am gândit toți? Da. Eu nu m-am gândit. Nu, te-ai gândit? Ei, te-ai gândit acum, Toma. Plecăm weekendul ăsta, plec eu spre Moldova și îl iau pe Popescu de acolo, facem niște orașe acolo.
și după aia las înapoi în Moldova și mă întorc iarăși. Bă, măcar ți-o îndeplini visul. Mergi în turneu singur și te întorci. Bă, asta că o să merg cu Ușurea și cu Mitran, probabil. Hai de pula ta. Dar asta vreau să zic de Popescu, care este, sunt deja 3 săptămâni sau cât are de când e la Moldova și mai stă o săptămână. Cred că două totuși. Două? Are două totuși, două săptămâni. A, două, da, și două mai stă una și, mai stă una și ceva, săptămâni, 3 da. Săptămâni. Aproape 4. Oricum, el mereu pare că încă e plecat. Da. Dar nu. Nu-i... Pare un om care are o viață, spre deosebire de noi care ne ancorăm constant în... Am treabă. Ce suc. Au. Au. Eu îmi fac de lucru. Am de lucru. Mai ai! Cum fac eu, să, nu-mi eu. Cumpăr, să nu mai îmi cumpăr echipamente? Îți iei un spațiu mai mic în chirie și nu mai ai unde să bagi. Nu, că în capul meu dacă mai îmi iau o cameră, că nu, în ideea de a schimba camerele, să-mi iau alte camere. Vrei să-ți iei alte camere? La un moment dat vreau să trec pe full frame, că nu sunt pe full frame acum, vreau să trec pe full frame. Ia-te cu alte treabă, ia-te cu muncă. Mă iau și după aia mă întorc înapoi la... Eu înțeleg. Dă-mi o soluție, Sergiu. Na, nu cunosc. Eu înțeleg. Tu cum? Mai ales căcatul ăla când îți intră în cap că îți iei. Da. Da. A 6-a oară când am comandat iPad Pro într-un final, am zis asta o să fie, dar nu m-am lăsat, bă, băiatule. Nu m-am lăsat. Eu că înțeleg și nu pot să spun cât n-am vrut să-mi iau, cât timp m-am luptat cu mine că eu nu-mi iau, că n-am la ce. Cred că am o soluție pentru tine. Încearcă dacă poți să n-ai bani. Păi dar n-am, asta e problema. Na, dacă n-ai bani nu ți-ai, nu, că așa începe gândul. N-are rost mă să dau, mă, că n-am, nici n-am bani. Uite, că mă uit în conș și văd că nu-s. Nu-s și nu are niciun sens. Și după aia apare gândul cealaltă, dar dacă strângem? Și atunci apare așa la modul, chiar în cât timp aș putea eu să strâng banii, să-mi iau alea? Hai să le bag în wishlist deocamdată. Da, totuși leacă le țin acolo, că nu știi. Da. Nu știi. Și după aia, bum, se întâmplă că ai bani și ești, a, era tati, mă. Deci asta e, universul mi-a vorbit, mi-a zis să iau alea, mi-a zis universul. Dar ce vrei să-ți iei? Hai, spune mai mult despre ce vrei să-ți iei. Păi nu, ți-am zis, dacă e să-ți schimb camerele... Lasă, că știu că știi. Păi dacă e să-ți schimb... Ce ești prost, de ce minți? Că știu că știi. Pentru că nu știu, obiective nu știu. Nu hai, știu. Lasă, dar știu că știi restul camera. Păi camera, eu la Panasonic mă uit în continuare, că îmi place Panasonic foarte mult. S-ul ăla? Da. S-ul ăla de sus, S1 full frame. S1H, da. 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 Era 12.000 la un moment dat. Nu, e 15, 16. 15, 16? Da. Dar de ce am rămas eu cu 12.000 în cap? Poate ăla altul e. Nu, ăla altul poate. S1 simplu. Ah, S1 simplu. Ăla e. Ah, da. Ok. Ăsta da, are înțeleg. H, deci e cu 3.000 mai scump. Dar H-ul ăla este de la? 3.000 în plus de RON? Nu știu. A, da? Bine, știu ceva roșu. Diferență între ele, da, dar nu. Dar problema acolo mare e că nu schimb doar camera. Trebuie da, să trebuie să treci la obiectivele. Dar nu există ceva există. Adaptoare da, care să trec de la MFT la care trebuie să se poată. Există. Da, dar nu e MFT, e altă. Că dacă aveam MFT, păstram obiectivele astea, dar nu e MFT, e Panasonic L. Știu că e Panasonic L, dar nu există M43 pe el. Nu știu, știu că există L Canon, că eu am Canon vreo două alea bune. Eu zic că trebuie să existe, că obiectivul ăsta pe care l-ai ăsta e foarte șmecher. Că doar trebuie să ți-l, nu ar trebui să doar da, să da, mă, dar ăla cel mai bun al meu, ăla e Canon. Nu ăla wide-ul. E Olympus wide-ul. Da, zic nu ăla wide-ul. Ok. Și ăla pe care l-am eu, care e 17, ar fi similar de wide. S-ar duce mai aproape decât e ăsta de wide, pe full frame, că e mai wide. Boosterul de care zici tu, metabonul ăla, îți face din full frame în MFT. Dar tu aveai un booster. Da, dar nu-l folosesc ca Olympus. Păi nu-l folosești, da, știu. Dar nu există invers? Cred că pierde luminositate pe full frame, nu? N-are importanță. Ce vreau să zic este că acest 7 cât are la wide-ul ar fi echivalentul lui 14 pe full frame, că e de două ori. Deci, cam pe acolo aș fi. Alpha 46 Nix ai încercat? Nu. Nu?
La 42 ăla cu diafragmă de romb. Mă bucur că ai venit în discuție, Sergiu. Mă bucur da. Foarte mult că ai venit în discuție. Dar ai putea să particip, că și tu folosești tot. Ce? Nu știu despre ce vorbiți voi acolo. Tot un GH4 folosește și el. La club? Da, dar nu știu nimic. Da, nu știe nimic, e doar îl pune pe mâini și... Și cum înveți? Trec. Cum înveți? Dar nici nu țin neapărat să învăț. E, vezi? Aici e problema. Aici e problema. Aici e o problemă foarte mare. Foarte asta mare. Cu... Nu poți să înveți tot automat, trebuie să te și focusezi din când în când. Da, să faci chestii un timp. Da, și după care să nu le mai faci. Și după aceea să nu le mai faci. Am o serie de... Iarăși, de, știi că am făcut noi într-o vreme seria aia de desene de-astea cu moral. Cu morală. Gen, nu știu, să uită pe telefon și în umbră e diavolul, care de fapt e format. A, n-am făcut noi, cu... ne-am uitat, nu, ne-am și, uitat am și am discutat. Și am comentat okay, mizerile alea. De... Da, le știu, și astăzi am mai dat peste niște mizerii. Da, da, da. Și am o serie de să le discutăm data viitoare când o să fie și Popescu, să le discutăm cu toții. Că iarăși m-am înfuriat, mă înfurie când le văd. Ce? Alea cu morală? Da, desene da. De-astea de... Da, mă, dar nu sunt pentru tine, mă, alea sunt pentru da. Maică ta, dacă n-ar avea studii superioare sau ceva în zona. Înțeleg ce zici. În același timp, la unele din ele ce mă înfurie este că ies de chestii deja de stilul Facebook e evil și are coarne sau ceva și sunt, bă, deja 10 ani sau când sunt de când e chestia asta cu Facebook, e, am înțeles toți. Știm, nu mai e nicio surpriză pentru nimeni că e nașpa Facebook. Păi nu e, pentru oamenii care se nasc acum, mă. Oamenii care se nasc acum nu știu că Facebook e evil, ei trebuie să afle la oamenii rândul lor. Care se nasc acum nu mai sunt pe Facebook. Se nasc acum, să zicem, se nasc când vorbim de... Am înțeles ce zici. Zici tu că e ajuns așa o părăseală, e numai de bătrân pe acolo? Zici tu. Facebook-ul? Mm-hmm. Da. E clar mai de bătrân decât alte platforme. Că mai de bătrân în sensul că a fost printre primele și cumva au îmbătrânit oamenii odată cu platforma, adică au și migrat, mă, tinerii pe alte chestii, nu e doar zic, că au plecat de acolo. Instagram, după aia s-au dus în câțiva în Snapchat, după care s-au dus în TikTok, după care adică au fugit tinerii. Care e viitorul? Eu văd din ce în ce mai multe branduri mari pe TikTok care își fac Da, și când apar brandurile migrează tinerii. Cred că aici a fost invers. Bă, da, TikTok-ul știi ce mă fascinează și mai tare? Cum au reușit să convingă femeile să facă challenge-uri de alea de să dezbrace. Asta mi se pare incredibil. Cum? Toate challenge-urile alea de trebuie să dezbrace femeile sau să îmbrace în tot felul de cât mai... Să convingă? Tu zici că a fost de convins? Nu, cred nu, că nu. Lumea avea așteptat un motiv. Da, mă, înțelegi ce zic. Cineva? O, sfârșit. Cum se cheamă? TikTok? Înțelegi ce zic. În sensul că s-au lansat challenge-urile alea și pur și simplu au început să dezbrace pe TikTok și gata. Da, da. Și nu e... Nu cred. Da. Nu, e o nu categorie de oameni care abia ceva. Aștepta chestia asta, abia aștepta să aibă un motiv. Și acolo sunt tinerii, acolo sunt tinerii. Sunt da, tineri da. Acolo. Faptul că sunt ăștia care imită asta, mă... Că TikTok-ul despre asta, e despre imitat. Nu prea vezi chestii originale, tot ce vezi e o imitație. Parrot. Că e mai chiar și TikTok, probabil. Hei, TikTok, că de acolo s-au dus, cred că. Sau cine știe ce înseamnă în chineză TikTok? Păi nu, în engleză oricum e TikTok, nu e TikTok. Nu știu ce ceasul. Înseamnă TikTok. Ceasul, nu? Așa face? Vorbește diferit ca și șlapii? Da. Ca pisica, ca și cocoșul. Și cocoșul? Da, cocoșul nu face cucurigul. Cum fac? Caca-doodle-doo. Caca-doodle-doo? Mhm. E articulat, tati. Asta o să o duci la școală, o făcut. Făcut cu creionul. Cacă doodle do. Ai mai făcut? Ai mai fost la nume? Cacă la dicție. A, mai făcut o perioadă, dar nu. Adică nu, am făcut de două ori. Și după care n-am mai... Nu mai am nevoie de dicție acum. De două perioade, adică. Am făcut două cursuri, cum ar veni, și două perioade. Ce o zis, Sergiu, că eu nu am înțeles. Păi de asta zic, că nu, e ceva de care trebuie să te ții. Și acum nici nu mai țin neapărat să vorbesc. Am zis. Corect. Fuck that. Da, am înțeles. Ai înțeles? Deci ai înțeles? Acum, într-un final am înțeles. Mm-hmm. Dar și eu trebuie să merg la curs de dicție să înțeleg ce să vorbești. Trebuie să ascult. Nu mi se pare importantă dicția. Adică când? Nu știu, în general. În timp ce comanzi? În general. Dicția? Da.
cred că mai mult decât dicția, nu mi se pare atât de importante regulile gramaticii. Chiar atât de mult. E o discuție întreagă acolo. E o discuție foarte mare. Asta cu un prieten de ai mei, asta mă calcă pe toți nervii posibili. Da. Că sunt multe și astea cu... eu acum în continuu greșesc, e foarte greu să mă controlez, să zic. Cu voiam și vroiam. Da, eu am fost dresat. Eu am fost dresat acasă. Voiam. Eu zic vroiam, eu acum zic vroiam, doar ca să nu ascult ce am fost dresat, să zic voiam. Și e și dubios că este voiam sau vream. Da. Care iar timpul la mea, hotărăște cum să zice. Da. E vream sau voiam? Cum, o limba română e un haos total. E un căcat limba română. O mizerie. N-are... De-aia ăla cu doi de uneori. Comoară. De-aia este o comoară îngropată în pământ. Că nu era bună și au zis, băi, să o băgăm în pământ. Da, nu așteaptă să fie descoperit. A fost îngropată de toată lumea aici. Care a găsit o îngropată. Da, e... Și bă, aceste cuvinte puține pe care le folosim, iar asta mi se pare super dubios. Pentru noi, ca societate, folosim un set super mic de cuvinte. Spre deosebire de englezi. Care au foarte și asta că în, se mai întâmplă cu unele cuvinte că în română nu înseamnă același lucru, știi, că e location, locație. Și da, cuvinte care seamănă, da. Și, bă, ai înțeles ce am vrut să zic? E locație, știi, ne e clar la amândoi? Bun, putem să trecem mai departe? Eu acum aflu că e altceva, care deja am început prost. Nu e ca și cum am uitat, știam eu că înseamnă... În fine. Astăzi am aflat că și cică patetic. Patetic nu înseamnă... pathetic. Da, știu, asta știu. Înseamnă patetic, înseamnă cu patos. Da. Sau ceva da, de genul ăsta. Da. Care... Asta știam. Da, eu nu sunt de acord. Eu, pentru mine, ce asta înseamnă. Da. Adică nu, cine a hotărât că nu înseamnă asta? Niște unii care au zis ei. Da, dar vezi, după aia te întâlnești cu unul pentru care înseamnă patetic altceva și începe să vă certați ca proștii. Că zice că tu ești patetic și tu ești du, te-ai împins, da, mă. Și zic, dar de ce? Nu cred că se întâmplă așa. Nu, să mai rocați din invers. Nu cred că e prima discuție după ce mă întâlnesc cu unul. A doua propoziție e du-te în pizda, mă, tii. La mine nu prea e. Nu e? Rar. Eu așa deschid discuții. A rare ori. Eu așa deschid. Tu te-ai în pizda, mă, tii. N-am vrut. Nici o scuze. Da, mă, dar la tine lumea s-a obișnuit că așa e. Adică nu mai e, cum să zic, nu e un șoc. Nu e... Da, asta este și păcat, că era frumos când era un șoc. Da, înțeleg ce zici. Era... Dar acolo avea valoare. La mine, pentru mine asta este esențial, este să înțelegi că regulile pe care cineva ți le spune că se zice așa sau nu așa, sau se scrie așa sau așa, le-a hotărât alt bou. S-a sculat într-o dimineață și a zis hai să punem 3 de i la cuvântul ăla. Ok, și a scris undeva și era... Da, și mai mult decât s-a hotărât, pentru că era nevoie ca să fie un numitor comun să ne putem înțelege uneori, da? A zis că facem așa... Da, la unele da, da. Ca să ne putem înțelege. Atâta timp cât o mare parte din oameni sau cea mai mare parte din oameni înțeleg ce înseamnă lucrul ăla, atunci servește scopul, nu? Yeah. Teoretic, limba vorbită ar trebui să o dicteze pe aia scrisă și probabil că în timp se va schimba încet, încet, dar prea în engleză se schimbă. Să sperăm. Am... Bine, și nici acolo nu e. Tu știi că seara noi am avut show. Știu, da. Știi că era în colț în spate una proastă? Nu știu. Nu știi? Nu. A fost unde? Una la care proastă din ele? La al doilea. Afară? Da. Nu știu. Și în colț stânga erau două țărânci educate, dacă îmi permis. Două feministe... Țărânci încălțate, se zice. Da, țărânci încălțate. Două feministe bretonate... care au vorbit în continuu și mă supăra foarte tare faptul că au vorbit în continuu pentru că oamenii de lângă se distrau și adică te piși pe ei. Da, te piși pe ei și au început să deranjeze oamenii. Eu am spus să tacă că deranjează oamenii. Aia au zis că poți să aibă păreri. Eu am zis, dar nu aici. Zic, poți să ai păreri, dar trebuie să pleci de aici. Deci te uiți la show, îți formezi părerea, mergi afară și vorbiți ce de căcat a fost show sau cât de bun sau, dar ai părerile afară. Am început să vorbească cu mine în engleză. Serios? Da, așa ne pișăm acum? Crezi că dacă o arzi așa în engleză o să pari mai smart? Ești tot... Ești că e proastă? Nu vreau să înțeleagă. Mă mir. O zis că să o escortez eu afară dacă vreau să o duc. Zic eu nu o să mă cobor, dar zic Alex, te rog eu frumos, vrea să iasă domnișoara afară. Și a mers Alex și a rugat-o frumos să plece. Nu a vrut să plece. A început să facă tărăboi acolo.
Și la un moment dat ori scos-o cu greu afară. Ăia doi, eu m-am bătut joc de băieții care erau acolo, săracii n-aveau nicio vină că era asta proastă, dar sau erau drogați toți, nu pot să-mi imaginez, pentru că eu am încercat să am un dialog cu ea. Doi care erau la masă cu ea? Da, deci erau două fete și doi băieți. Ah, ok, ok. Eu scos afară, eu am oprit-o, am fost ok, no, fuck it, ieși afară, no, ieși afară, lasă, mersi frumos, ieși afară și lasă că-ți plătesc eu, nu, te adu-te măta. O ieșit afară și după aia s-o întors cu idei de America să strige în timpul show-ului shame, shame, shame în timpul show-ului. Și am zis, asta trebuie să simți tu acum. În timp ce, zic, pleacă în pizda, mă, că nu ești în America, mă, piși pe shame-ul tău, pleacă în pizda, mă, de afară. Și o plecat țăranca și o mai rămas una la masă. Și nu știu, le-am zis la oameni și am mai auzit o voce acolo în spate. Și am zis, mă, sunt vapule. Știi când dai un acțibil jos și rămâne cleiul ăla? Zic, așa ești tu în pula mea. Că am crezut că ați plecat. Tot a rămas cleiul ăla. Dar fucking shit. Bă, deci, și vin, bă, și aduc frustrările cu ei. Deci ea s-a activat de la faptul că eu am gluma aia în care zic că vorbeau limba moldovenească, Niejna, Braj, Niejna, care e limba română călcată cu bocan rusesc. Și s-a activat acolo. Și am întrebat că eu n-am știut unde, zic, te-ai activat că am zis limba moldovenească sau am zis că e urâtă, te-o supărat că am zis că e urâtă. Man, deci, fac și după ce-o reșit am înțeles că asta ultima țipa la ăștia că-s proști și că omul ăla e la lucru acolo și ce dracu ori trebuie să-și caște gura ăștia. Fucking shit. Dar asta a fost la doilea, deci a fost plus 10 minute bucata aia de show până o trebuie să scoți dintele ăsta cariat din... Exact așa a fost, mergea toată sala bine, era o masticație, toată lumea era așa și dintele ăla care te fute, are un pic de și când umbli la el începe să iasă. Fucking shit. Și acum îmi pare rău, dar de acum voi face regula asta, o să luăm o lanternă, o să am o lanternă. Eu la Deco mai făcut asta. Erau țărăbeți care mai comentau și băgeam o lanternă pe el și îl trimiteam pe băiatul de la muzică cu un microfon și ziceam, ia, acum stai și tu în lumină și acum mai stăm de vorbă. Nu ne înjurăm, nu ne asta. Hai, okay, mai puțin partea cu microfonul. Da, nici eu nu stau cu microfonul, dar... Nu, eu n-am. Fuck it, hai să vorbim despre ce stăm de vorbă. Nu, pentru că eu nu vreau să-i dau lui această atenție să aibă microfonul să vorbească. Mie îmi pare că n-am chemat-o pe scenă, să vadă lumea cât e de beată, pișată, moartă și drogată. Ca da, mă, dar e foarte, cum să zic, este foarte fragilă granița asta, că dacă ea e moartă și e beată și e prafă cu fumată sau ce-o fi și vine pe scenă, ok, da, înțeleg, o vede lumea, dar după aia îți bați pula de ea, iurea. Pare că îți bați pula de ea. Dar nici asta, bă, să, deci eu te rog frumos pe tine să pleci. Da, nu trebuie să accepti, ai... dar o scoți din sală, adică ia, asta mi se pare, pleacă. Da. Ia te dă pleacă, dar o pleca cu scandal, nu vrut să plece, eu zic, Mirica, pleacă în pins, da, tipa Mirica rea, cu aia te-o rugat, deci tu ai deranjat un show, toți oamenii deja erau, du-te în pins, da, mă, te afară, ori aplaudau oamenii de nu știu câte ori ca să reluăm show, am reluat show, am încercat să o ignor, am început să comenteze din nou. Și am fost, fuck it, nu, ieși afară, nu, pleacă, ia-te și pleacă, nu mai stăm. Am încercat să avem un dialog. Ești... Da, în fine. Dar asta vine din cauza faptului că se uită prea mult la speakerii motivaționali care îi pompează gratuit și ajung cu frustrări că ei nu știu ce fac cu energia aia de căcat. Unde arunc asta? Că e și supărător că după aia, gândindu-mă acasă că am tot reluat aseară filmul, am stat și m-am gândit, bă, eu ca să adun niște oameni să le spun frustrările mele, au luat ani de zile. Da. Să le zic la oameni ce frustrări am avut, am râs de ele, am râs în primul rând de frustrările mele. Mi-au luat ani de zile să strâng o sală de oameni să le explic frustrările mele și să râdem. Unde și să înveți tu? Să le împachetezi, da. Că nu le zici unde direct. Unde vii tu și țipi frustrările tale, tu nu le-ai împachetat, doar vii și țipi la o sală gata strânsă, vii tu și țipi că nu te iubi măta. Fucking shit. Dar asta va fi, cred că, discursul meu la show-uri. Când o să mai am un ăsta, o să încep să intru în viața lui de copil abuzat. De... Pe de altă parte, bă, să apreciem că n-au mai prea fost așa în ultima vreme. Adică... Asta le ziceam la oameni, bă, din 2014, de când s-a educat, a început lumea să se educe un pic. Bă, băiat, eu n-am mai văzut așa ceva de ani de zile, așa ceva. Și acum s-a întâmplat că asta este stupid. Că nu te-ai fi așteptat, mă, că nu erau niște țărani. Erau doar drogați proști, doar niște oameni care cred ei că sunt above
Că de-aia am început să stea de vorbă cu mine în engleză, știi? Că dădea cu... Mamă, fucking shit. Efectiv, mi se pare... Da, da, da. Adică nu înțeleg ce speri în momentul ăla când încep să vorbești în engleză. Poate, cât de delusional să fii ca să... Nu știu. Că mi se pare la momentul în care cu toată sala acolo prezentă, da, da, tu o dai pe engleză, da, n-ai cum să fie cineva de partea ta să zică, da, a, da, într-adevăr e mai smart. Paul, Sorin, hai, uite-te în dreapta, uite-te în dreapta că boxa aia bârâie. Au fost foarte funny. Și oamenii au fost nice, că ori tot aplaudat, ori dat așa restart de vreo două ore. Știi? Bam, boom, aplauze, am încercat să simt material din nou. Păi că da, eram fucking shit. Dar unde era? Era un colț din spate sau lângă scenă? Fix în colț. Ok, da. Către da, berărie. Mm. Ia cu părerile ei și cu prietenii ei, efectiv băieți, eu nu înțeleg în pula mea băieții ăia. Cum poți să ieși cu așa ființă în oraș? E o vorbă din popor, nu vreau să zic acum că ei, s-a vorbit prea mult. Ziu, nu contează. I-a acoperit ochii. Ah. I-a pus o... Știi cum poartă Popescu ca să doarmă? Da, exact. Da, am înțeles. Și cu coapsele e noise cancelling. Așa, am înțeles, da. Bun, deci... Așa a fost seara trecută. Începe să fie dor de stand-up. Eu am zis? Da, tu te-ai fi bucurat la de-astea, cred. Na. Sergiu, tu mai ai 7 luni. Și acum că am zis 7 luni, o să o întins să fie 9, ca să nu am eu dreptate. Și acum o să fie 11. Și acum 13. Da. Dar în limita ești. Tu ești la un an distanță de o nouă colizuine cu stand-up-ul. N-am zis că... Pare... Nu zic că nu o să reîncep. Are o traiectorie care se intersectează cumva în viața lui. Deci e stand-up-ul aici și viața lui Sergiu care se duce așa prin stand-up ca o sinusoidă. Mai trece cu stand-up-ul, se învecinează, se duce, îl mai atrage stand-up, mai stă un pic, iar se iese cumva, îl aruncă stand-up afară din ăsta, iar se duce, se întoarce, se învârte în jurul comediei, după iar se bagă, este foarte... Da, ai o relație foarte lambicată cu stand-up-ul. Încă n-ai niciun pic de dorință să spui lucruri? Zero. Nu vorbesc de stată pe scenă, că înțeleg că aia îți anulează dorința, dar dorința să spui lucruri. N-am avut-o nici când făceam stand-up. Asta este. N-am zis niciodată un om mai sincer. Dar nici eu n-am dorința să, cum să zic, adică n-am concepte pe care vreau să le, cu ajutorul comediei, să le transmit oamenilor. Pur și simplu lucruri pe care le găsesc eu amuzante sau care mă supără, cum sunt aici, pe care vreau să le spun, să le... Okay. Nu, n-am în momentul ăsta nu. Poate o să-mi revină, nu zic, na, sunt moody. Dar am găsit și o să-ți dau să vezi. Îți dau și eu, Sorin, dați mai puțin, cred că îți pasă. Este retrospectiva din 2008 de la Deco. De ce crezi că îmi pasă mai puțin? Că nu erai, de-aia zic. Adică îți dau să te uiți. Eram în curent. Adică e mai târziu după alea la care le-am dat drumul pe net. 2008. Da, este Teo Viocostel, eu, tu, Tibi. Ambi Tibi. Tibi, atunci. Tibi. Așa. Cine mai? Radu. Și Sar. Sar. Și pe Sar vreau să-l văd doar că să-mi aminte cum arăta în fața omului care ne-a furat. Ideea e că ăsta o să-l trimit pe la toată lumea, pe la ăștia care sunt în el, să zică dacă sunt ok să-l pun. Eu vreau să-l pun doar pentru Patreon, pentru membrii la mine, că am filmarea veche. Dar întâi o să vi-l trimit să-mi ziceți dacă e ok sau nu, că suntem toți. Eu pun cu mine chestii cringe, nu pot să mă uit la ele, dar le pun. Bă, da, sunt... Oh. Eu am o filmare cu prima bucată. Când am făcut eu prima oară stand-up în 2006, prima oară am făcut în 2004, am încercat. Am dat prima glumă, o distrus în 2004, prima glumă o distrus și așa încredere am avut și după aia 5 minute de nimic. După aia n-am mai făcut 2 ani nimic pe stand-up. Și în 2006 am o filmare de la Târgu Mureș,
în care eu nu mi-aduc aminte. Tu făceai deja pantomimă și de asta între... Și îmi aduc și acum aminte că eu prima bucată a momentului am recitat un text pe care îl învățasem. Eu n-am reușit să mă conectez cu sala aia. Deci am mers acolo și am început să dau în blind man și să vede pe mine că eu sunt absent total. Deci eu dau un text pe care l-am considerat eu fan atunci a scris. Da. Și îl dau și interpretat. Bă, dacă îl găsesc, îl pun. Să strânge carne pe tine un pic bă, acum. Bă, băiatule. Dar aveam o glumă cu fetele care merg la mare că își leagă eșarfă ca să pară curul mai mic, să nu se vadă curul. Care, eu asta înțeleg când văd o eșarfă pe cur, îmi dau seama că ăla e cur, îl faci mai vizibil. Că un cur între alte cururi nu-mi dau seama cum e. Dar o eșarfă pe un cur în cururi care n-au eșarfă, îmi dau seama că uite acolo e o femeie care încearcă să ascundă ceva. Bine, nu era zis așa, dar cumva da, era da, logica. Da, da. Și acolo era gluma cu țitrenul. Știi că aveam o glumă cu un... Nu? Nu știu. Că știi ce zice? Sună cunoscut. Zigară, ba, da, ba, da, ba, da, 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 da. Că dacă era să fumezi, întâi zicea țitren. Da. Da. E, așa erau toate alu Sergiu. Da? Exact. Sergiu numai așa avea. Fain. Bă, da, este, trebuie să vezi și bă. E dureros. Dar dacă vrei, putem pune pe ăla niște momente de la OZN pe Patreon. Da, da, le punem pe ceva mărunt. Scenete, mm-hmm. Am niște scenete și cred că niște pantomime filmate. Trebuie să le caut, trebuie să fie pe un hard disk vechi. Da, ar fi mișto să le punem pentru, da. Doar pentru membrii și foarte okay. Facem asta. Ok. Bun, păi spectacolele sunt așa. Tu ai avut repetiția asta, nu știm încă altceva când va fi, dar se va anunța la un moment dat că va fi și spectacol pentru public deschis. Da, așa? Poate verificați, nu știu, poate anunțăm, uitați-vă în descriere până cu siguranță, apare. Mai anunțăm și în podcast când o să știm. Eu, săptămâna asta care vine, voi fi împreună cu Popescu la... în următoarele locații Suceava, începând cu 24 cred Suceava, 25 Botoșan, 26 Răduți și 27 Iași. Tu, Sorin, ești în weekend în București, nu? În weekend sunt în București, după aia am cred că am ceva la Pitești show, dar nu știu când, tati. La un moment dat o să apară pe... La Pitești, ori marți acum, ori nu mai știu, cred că totuși marți, dar nu-s cu tine? Nu știu să fi văzut în calendar, dar se poate să fi, că m-a întrebat asta. Cred că cu tine. Cum îl cheamă managerul? Vezi tu un calendar cumva? Mă uit acum și îți zic, dar astea sunt în principal. La anyway. Club avem în continuare în weekend, deci o să fie weekendul viitor singur cu cine mai vine acolo. Și stand-up, nu uite. Nu fac show singur, mă, fac one man show. Mă rog, weekend. Mă rog, cum vrei tu să faci. Dar... Și avem, s-a anunțat și una scurtă? Mm. Da. S-a pus în vânzare? Nu știu dacă s-a pus în vânzare. Ok, dacă nu s-a pus în vânzare, oricum anunțăm că va trebui să se pună. Adică va fi pus. Este una scurtă pe 29 iunie da. La club, cu filmare, cu Exarhu, invitat. Da, da. Și... Zici și tu. Eu am așa, pe... doctor, mergi la doctor. Da, așa. Am recuperare, kineto. După aia să dentist, terapie. Avem noi call-ul ăla dimineața. Așa. După aia am repetit. Mă rog, de ce nu intri direct în service o lună de zile? Intră... Nu se rezolvă așa repede. N-ai... Chiar cum ești cu piciorul? Te tai ăștia? N-am mai ajuns la recuperare. Trebuie să mă duc. Dar da, n-am cum să revin. Că e... Asta e cea mai bună descriere. Dacă nu mă tai, nu. Te taie prin două părți? Da, păi într-o parte îți face gaură să bage camera și într-o parte îți face să poată... Laparoscopică? Laparoscopică. Da, și de fapt în trei locuri te taie cel puțin, că trebuie să mai taie și să-ți ia. Dar nu laparoscopică în stomac unde e așa, la genunchi. La genunchi laparoscopică. Într-o relație de vorbesc singur? Laparoscopică, băi, cu P. Știu. Am crezut că zici serios când ai zis a șasea oară. Ok. Înțeles. Dar se cheamă laparoscopică că îți fute un pic genunchiul când bagă camera aia. Dar ce trebuie să-ți ia din altă parte de să faci a treia gaură? Tendon. Fucking păi te să. Dar nu găsești două, la Lidl sau ceva? N-au mă, n-au, proastă. Au mă, de-alea de vită mă, alea țin ca lumea să-mi bag. Țin? Da. Dar îți dai seama cât e vițelul.
Da, deci trebuie să-ți mai, mai taie și mai jos pe tibie ca să-ți mai ia și de acolo să-mi pună. Deci am vreo trei locuri în care trebuie să mă taie. Pe de altă parte, deci mai mult te filiază, dacă nu te, e de tăiat, cumva mi se pare piciorul că e cel mai departe de ochi. Știi ce mă deranjează? Ți-am mai zis ce mai tare la toată chestia asta, mă deranjează că anestezia aia care se face în coloană. Da, aia înțeleg. Singura da. Chestie da. Care mă deranjează, da, mă, ca idee. Atât de des ori făcut, atât de des să face, că nu-ți bagă în măduvă. Nu știu, mă, doar n-am aprofundat. Da, dar hai că înțelegi ce zic. Nu e că așa de des să face că sunt mici șanse să rămân handicapat, mai prost. Piciorul bun, dar nu mai merge băiatul deloc. Ambele picioare, tati, întregi. Merge perfect dacă clipește cu umărul. Nu poate să clipească fără umăr când clipește. Nu, mă, da. N-am mai fost de mult obosit să clipesc. Hai că atât de obosit. Și vezi, și nu vrei să te apuci de stand-up, prostule. Asta a fost podcastul, oameni dragi. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Ne uităm și noi la ce e de tăiat din el. Mm-hmm. Și o să vedeți bucăți, o să vedeți ce-o părțit. Trebuie să scot doar adresa lui Sorin, atât am de scot. Atât. Ok, bun, bine. Oameni dragi, mulțumim frumos. Seară frumoasă. Salutare. Ciao. Pa.